Ucheschi s-a retras din naționala de handbal, dar este așteptat în continuare la echipă. România își testează forțele înaintea campionatului european la Cluj. Ucheschi s-a retras din naționala de handbal și a acuzat că nimeni din echipă n-a contactat-o după ce a jucat accidentată la mondial. Eliza Buceschi și nu numai Eliza Buceschi, toate sportivele care sunt accidentate au suportul echipei naționale, au suportul echipei medicale din cadrul echipei naționale și după ce pleacă de la echipa națională. Naționala joacă următoarele meciuri în direct la Pro Arena și pe Voio la Trofeul Carpați. Brazilia, Elveția, Macedonia, Turcia și Slovacia vin la competiția care va începe pe 25 octombrie. Biletele s-au pus deja în vânzare, iar cel mai ieftin costă 20 de lei. Obiectivul nostru clar și limpede este prezența la următoarele Jocuri Olimpice.